Fetița de 10 ani din Botoșan, dispărută ieri de acasă, a fost găsită teafără. Aceasta a fost căutată de zeci de polițiști și de familie, disperați după ce fata nu a mai ajuns acasă de la școală. Ea a fost găsită în această dimineață, în apropierea locuinței unei colege la care mersese după cursuri. Captură impresionantă în Ilfov, unde polițiști au găsit 3 tone de articole pirotehnice. Artificiile din clasele 2, 3 și 4 au fost găsite într-o locuință din voluntari. Întreaga cantitate de artificii a fost confiscată, iar persoana în cauză a fost amendată cu 7.000 de lei. În mai puțin de 5 ore va începe ședința CSAT convocată de președintele Klaus Iohannis. Este prima ședință la care participă miniștrii PNL și noul premier Ludovic Orban. Pe ordinea de zi a ședinței de azi figurează numirea unui nou șef al statului major al apărării și propunerile de rectificare bugetară pentru instituțiile din domeniul securității. Zi aglomerată la Curtea Constituțională a României, magistrații au pe ordinea de zi mai multe dezbateri pe sesizări importante. Aceștia vor discuta pe sesizarea de neconstituționalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR și a unor senatori neafiliați privind alegerea lui Teodor Meleșcan în funcția de președinte al Senatului, despre conflictul între CSM și Ana Birșal, dar și despre sesizarea USR privind numirea lui Marian Neacșu la ANR. Manifestație pentru Benjamin Netanyahu. Aproape 3.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a-l susține pe premierul în exercițiu Benjamin Netanyahu în contextul crizei politice interne cu care acesta se confruntă. Șeful executivului din Israel a fost pus sub acuzație pentru săvârșirea de fapte de corupție. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.